Recent s-au încheiat la Târgu Mureș concursurile cercurilor tehnico-aplicative ale elevilor cu tematică de protecție civilă, cu Viața mea, apăr viața. La competiția organizată pe două secțiuni, ciclu gimnazial și ciclu liceal, au participat elevi ai școlilor generale și liceelor din județul Alba, Mureș și Sibiu. Concursul a cuprins o probă teoretică și două probe practice, una de transportat pe o distanță de 50 de metri un accidentat așezat pe targă, iar cealaltă constând în deplasare cu masca pe figură într-un raion cu obstacole contaminat. Remarcabile au fost rezultatele obținute de cele două echipaje care au reprezentat județul Alba, ambele obținând locul întâi. Este vorba de echipajul liceului Dr. Lazăl Chirilă, Baia de Arieș, la ciclu gimnazial și liceul David Prodan, cu Gir, la ciclu liceal. Ocupantele podiumului vor participa luna viitoare la etapa națională găzduită de municipiul Pitești.